Accident mortal la Suceava. O femeie cu un copil în cărucior a fost spulberată pe trecerea pentru pietoni din fața Palatului de Justiție. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina oprindu-se la mai bine de 50 de metri. Din primele verificări pe care le-au constatat polițiștii și le-au efectuat, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 26 de ani, în timp ce circula dinspre primăria municipiului Suceava către zona centrală, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii, respectiv unei femei în vârstă de 40 de ani și copilului acestei, care se afla într-un cărucior, copil în vârstă de 1 an și 6 luni, în momentul în care le-a acroșat și le-a proiectat pe carosabil. Șoferul vinovat încearcă însă să se disculpe, spunând că femeia ar fi traversat printre mașini și nu a observat-o la timp. Am avut intenția să o evit și a sărit cu căruciorul în fața mea. Pentru că erau două benzi libere, aici am vrut să o evit cu partea de ea. Trebuia să încetinești la trecere totuși. Da, trebuia, îmi pare rău, foarte rău îmi pare. Aveam și un pic de viteză, aveam 70 poate. Asta e, aveam viteză, mă credeam undeva. Victimele au fost transportate în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Victimele au fost aduse în stare foarte gravă. Pacienta, mama copilului, a fost adusă în stop cardiorespirator de către echipajul SMUR Team, cu manevre de resuscitare în curs. Copilul în stare foarte gravă, dar stabil, hemodinamic. Din păcate, a trebuit să declarăm decesul pentru mama copilului, iar copilul este stabil, internat în spital, în secția de anestezie și terapie intensivă deocamdată. Dar este grav și el, înțeleg. Este în stare gravă și copilul. Autorul accidentului a fost testat de către polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Dar i-au fost recoltate și probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.